Ichtioza Arlechin, fetița în armură din piele groasă și dură, s-a născut în statul indian Maharashtra. Este greu să o numim piele, mai degrabă este un fel de strat alb cu crăpături adânci pe tot corpul. Aceasta este o boală genetică rară, numită Ichtioza Arlechin. Fetița nou-născută este primul copil al unui tânăr cuplu din India. Familia locuiește într-un sat sărac și viitoarea mamă niciodată nu a trecut teste pentru posibile mutații fetale. Sindromul Ichtioza Arlechin poate fi găsit în a patra lună de sarcină. Medicii spun că fetița este primul copil cu acest diagnostic născut în India. Băiatul Ciclop. Aceasta este fotografia unui copil care s-a născut fără nas și cu un ochi mare în mijlocul frunții. Băiatul suferă de ciclopie. Cu această malformație, globii oculari cresc împreună și sunt situați în mijlocul feței. Aceasta s-a format în primele etape ale sarcinii, exact atunci când la copil se dezvoltă creierul și ochii. În loc de nas, de obicei se formează o trompă musculară. Acest copil neobișnuit s-a născut în Egipt, în unul din spitalele private. Medicul care l-a supravegheat pe copil a spus că băiatul în timpul nașterii a avut și alte deformări ale corpului. Cel mai probabil, aceasta este consecința expunerii la radiație. Din păcate, nu se știe dacă această patologie poate fi vindecată. Fetița cu două fețe. Odată, în satul indian Saini, s-a născut o fată. Nașterea fetiței Lali a devenit o adevărată senzație. Acest miracol a devenit atât de cunoscut încât multe persoane din întreaga lume veneau să o vadă. Diferiți jurnaliști din diferite țări spuneau că acest copil este întruchiparea lui Ganesha, zeul indienilor cu cap de elefant. Bineînțeles că fetița nu avea trompă. Totul constă în aceea că fetița Lali avea două fețe, patru ochi, două guri și două nasuri. Părinții copilului miracol au refuzat cercetarea medicală și intervențiile chirurgicale. Apropo, fetița se simte bine, respiră și mănâncă normal. La început, părinții s-au speriat când au văzut bebelușul, însă după spusele medicului că fetița este sănătoasă, părinții s-au liniștit puțin. Este interesant faptul că Lele cu o gură mănâncă și cu alta suge degetul cel mare. Băiatul fără nas. La început, medicii nu au găsit nicio abatere prenatală la băiatul Timothy Thompson din Alabama. Mama lui, în momentul nașterii, avea doar 23 de ani. Tommy s-a născut fără nas. Desigur că toată lumea a rămas șocată când l-au văzut pe bebeluș. Copilul nu avea sinisuri și septul. Cauza acestui lucru era o boală genetică rară, care din popor era numită infertilitatea nazală. O astfel de patologie apare la un copil din 200 de milioane de noi născuți. În a cincea zi de viață, medicii i-au făcut o tracheotomie și băiatul a început să aibă o viață mai ușoară. Bineînțeles că această problemă nu a fost rezolvată, copilul avea nevoie de o intervenție chirurgicală. Din păcate, părinții nu au reușit să strângă fondurile necesare. Ieri seara l-am pierdut pe copilul nostru. Nu o să pot înțelege niciodată de ce s-a întâmplat asta. Durerea sufletească nu va trece niciodată. Sunt atât de recunoscător pentru faptul că în viața mea a existat acest copil minunat. El și-a terminat cursa mult mai devreme decât am vrut noi. Eu cu nerăbdare aștept să-l întâlnesc la cer. Te iubesc, copilul meu frumos, a scris tatălui Tommy pe rețelele de socializare. După moartea lui Timate, în lume au rămas 36 de copii care suferă de această boală. Copilul fără față. Toată mass media mondială îl numesc copilul fără față. Yahya Al-Jabali s-a născut în Maroc, cu o patologie congenitală severă, din cauza căreia nu avea față și ochi, iar pe mijloc era o crăpătură. Peste 3 ani după naștere, istoria lui Yahya Al și fotografiile sale s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare. După asta s-a întâmplat un adevărat miracol. Văzând pozele și informațiile despre copil, o femeie pe nume Fatima Baraka din Australia a decis să-l ajute. Femeia a organizat sosirea băiatului în Melbourne pentru a-l programa la chirurgul Tony Holmes. Acesta este medicul care i-a separat pe gemenii siamezi pe nume Trishna și Krishna. Micul Yahya Al a petrecut mult timp în spital, iar tot acest timp a trecut prin multe analize. Atunci medicii s-au convins că operația este una complicată și foarte riscantă, dar ar trebui să se termine cu bine. Acum Yahya Al arată așa. Băiatul mai are câteva operații programate care sunt mult mai ușoare. Familia îi este foarte recunoscătoare salvatoarei din Australia. Doar datorită ei, băiatul are o copilărie frumoasă.
două guri. În Carolina de Sud s-a născut o fată cu cea mai rară anomalie. În zona bărbiei, medicii au văzut o umflătură ușoară. Această tumoare era vizibilă chiar înainte de naștere, în imaginile de la sonar. Atunci, medicii au crezut că este un simplu chist, însă după nașterea fetiței, ei au studiat cu atenție umflătura și au observat că aceasta s-a dovedit a fi o mică gură. Aceasta a fost puțin dezvoltată, însă nu există nicio îndoială că era o gură cu buze, dinți mari și chiar o limbă mică. Potrivit medicilor, acest lucru este o anomalie congenitală foarte rară. În ultimii 120 de ani, în lume s-au născut doar 35 de persoane cu asemenea anomalie. Pe lângă această ciudățenie, alte probleme fata nu avea. Ea putea respira și mânca normal, iar a doua gură nu era deloc legată de prima și nu avea acces la esofag. În interior s-au găsit bucăți de maxilar din care creșteau dinți. Aceste bucățele creșteau din maxilarul principal al copilului. Medicii mai întâi au separat cu atenție a doua gură de maxilar și ușor au îndepărtat a doua gură. Semn de la naștere. Luna Fenner s-a născut cu un semn de la naștere pe față, asemănătoare cu masca eroului Batman. De fapt, aceasta este o aluniță ureașă care se poate dezvolta în melanom. Medicii americani nu au putut oferi familiei un tratament adecvat, așa că Luna a fost invitată la Kuban. Medicul local Pavel Popov deja de mulți ani ajută acești pacienți folosind propria metodă. În septembrie 2019, fetița de 6 luni împreună cu mama sa au zburat în Krasnodar pentru prima operație. De atunci, ele locuiesc în două țări. O parte din timp locuiesc în Rusia, iar în vacanță se întorc în Statele Unite ale Americii. Timp de 2 ani, medicul i-a scos pata de pe frunte, din zona obrazului stâng, în jurul ochilor și nasului. Mama fetiței spune că nu știe încă câte proceduri trebuie să facă, deoarece la început, medicul Pavel a spus că timp de 2 ani, fetița va scăpa de pată. Dar până acum au reușit să facă doar jumătate. După asta, fetița probabil va avea nevoie de transplanturi de păr și sprâncene. Doar că nu în Rusia, ci în Brazilia sau Statele Unite ale Americii. Asta înseamnă să fii părinte responsabil. Se pare că fetița este în mâini bune. Fără somn. Fiecare părinte visează ca bebelușul său să fie sănătos și să doarmă nopțile. În curând, tânărul cuplu din America au devenit părinți. La scurt timp după externare, părinții au început să observe că micuța Ever era agitată și mânca foarte rău. Așadar, părinții s-au adresat la un medic care a constatat că fetița are probleme cu stomacul, însă după puțin timp, problema a fost rezolvată. Nici nu au reușit să se bucure de asta, părinții au observat că Ever aproape a încetat să mai doarmă. Ea dormea cam o oră pe zi și întotdeauna era veselă. În casă era sărbătoare dacă în loc de o oră fetița dormea 3. Părinții epuizați nu știau ce să facă, deoarece ei aveau nevoie de somn. La vârsta de 2 ani, fetița a fost diagnosticată cu sindromul Angelman. Aceasta este o anomalie genetică care se manifestă în urma întârzierii dezvoltării mentale. Limbă gigantică. Această fetiță s-a născut complet sănătoasă, însă un singur factor îi îngrijora mult pe medici. Problema consta în aceea că bebelușul avea o limbă atât de mare încât putea să se sufoce. Această noutate i-a scârbit mult pe părinții fetiței. Puțin mai târziu s-a dovedit că în organismul ei s-a dezvoltat sindromul Backvit, care crea multe probleme în organism. Din cauza că limba era enorm de mare, bebelușul nu putea mânca și tocmai din această cauză o hrăneau și îi dădeau vitaminele necesare prin perfuzie. Așa fetița a mâncat aproape un an. Apoi părinții s-au adresat la cel mai bun chirurg pentru a-i face operația la limbă. Așadar, operația a trecut cu bine, dar din păcate după puțin timp limba din nou a început să crească până la dimensiunile inițiale. După ceva timp, părinții din nou au încercat să-i facă o operație, doar că de data aceasta a fost tăiat în jur de 15 cm din limbă. Din fericire, a doua încercare s-a dovedit a fi una de succes. După operație, fetița pentru prima dată în viață a reușit să zâmbească și să mănânce fără nicio problemă. Acum viitorul ei poate fi numit unul prosper și fericit, fără nicio problemă. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă v-a plăcut episodul, rupeți butonul de like, abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canalul nostru. Pe curând!